La Simleu Silvanii a fost inaugurat un centru de servicii sociale multifuncțional. Valoarea investiției se ridică la suma de peste 2 milioane de lei, finanțe provenite din accesarea fondurilor europene. Centrul aparține parohiei Intrarea Maicii Domnului în Biserică din Șimneul Silvaniei. Centrul de Servicii Sociale Multifuncțional Filantropia a fost ridicat de către parohie prin truda părintelui paroh Vasile Boșca, prin accesarea de fonduri europene, având o suprafață de 700 de metri pătrați, costurile investiției în corpurile A și B, totalizând suma de 2.536.000 de lei. De serviciile sociale oferite de către parohie în cadrul Centrului Multifuncțional Filantropia vor beneficia un număr de aproximativ 70 de persoane, copii și tineri, cu vârste cuprinse între și 18 ani. Acestea vor fi selectați pe baza unei anchete sociale individuale și vor proveni din familii aflate în risc social sau din rândul copiilor care întâmpină dificultăți de asimilare a cunoștințelor sau chiar de promovabilitate școlară. Astfel, în baza proiectului de finanțare, copiii care vor primi ajutor provin din familii care prezintă dificultăți materiale sau locuiesc în condiții precare, copiii ai căror părinți prezintă probleme grave de sănătate sau sunt plecați la muncă în afara granițelor țării, copii proveniți din cadrul familiilor monoparentale sau care prezintă risc de abandon școlar. Vor avea prioritate în vederea primirii în acest centru copiii proveniți din sistemul rezidențial al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj. În urma unui studiu efectuat la nivelul școlilor din Șimneul Silvaniei, s-a convenit ca în grupul țintă vizat de proiect să fie inclus și 20 de copii dotați și supradotați, dar care nu au posibilități pentru o pregătire suplimentară temeinică. Tot în cadrul Centrului de Servicii Sociale Multifuncțional Filantropia, în spațiile de la Mansardă, au fost prevăzute 4 locuințe de tranzit de 12 locuri de cazare. Benefici care vor fi tineri cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, care au ieșit din sistemul de protecție socială a statului român. Aceștia vor fi stimulați să se autogospodărească, să-și gestioneze resursele și să-și dezvolte capacitățile de integrare în societate. Prin serviciile centrului, pe lângă cazare, li se va asigura o masă caldă la Cantina Socială a Parohiei și consiliere psihologică pentru a-i ajuta la integrarea în viața socială. În vederea asigurării hranei pentru beneficiarii acestui centru, Cantina Socială a Parohiei, cu o capacitate de 100 de locuri, a fost modernizată. Astfel, cantina a fost dotată cu mobilier specific pentru activitățile de pregătire și servirea mesei calde, mese, scaune, dulapuri de depozitare, rafturi și echipamente electrice și electrocasnice adecvate pentru pregătirea mesei, stocarea alimentelor și curățenie.